Azomureș, cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din România, își va reîncepe activitatea peste câteva zile. Anunțul a fost făcut de directorul general Transgaz, care a declarat că a fost deja demarat procesul de umplere a rezervoarelor combinatului cu gaz metan, element de bază în producerea azotului și a produselor derivate. Motivul din spatele acestei decizii este sprijinirea fermierilor pentru următoarea campanie de primăvară. Activitatea Azomureș a fost suspendată temporar în luna decembrie din cauza prețului crescut al gazelor, în contextul în care și prețul inputurilor a cunoscut o adevărată explozie. Azomureș a început după ce Transgaz a reluat livrarea cu gaz, a început să încarce instalația numărul 1 de amoniac, iar în curând se speră la punerea în funcțiune a instalației numărul 2. Compania dorește să vină în sprijinul fermierilor pentru a-i ajuta cu îngrășăminte chimice autohtone pe durata campaniei agricole din primăvara anului 2024. Costurile cu gaze naturale au crescut cu aproximativ 40% în ultima perioadă, iar piața europeană este scumpă, comparativ cu alte zone dezvoltate ale lumii. La această situație se adaugă subvențiile pentru gaze în Bulgaria, supraoferta de gaze subvenționate în România, dar și lipsa de implicare a autorităților naționale, conform presei din România. Cu toate acestea, conducerea Azomureș este hotărâtă să găsească un set de soluții concrete pentru a asigura producția de îngrășăminte și pentru a contribui la stabilitatea agriculturii românești. Chiar dacă celelalte țări producătoare de gaze au pus în aplicare pachete de miliarde de euro pentru a continua activitatea de producție, în România, Azomureș, ultima companie de acest gen din țară, se luptă pentru a rămâne operațională, a precizat Josh Zacharias. Potrivit unui comunicat al companiei transmis, statul român are la dispoziție diverse pârghii de sprijin pentru marea industrie care decurg din propriile resurse energetice, ceea ce este o diferență cheie față de Uniunea Europeană în general. Dar, din păcate, nu le folosește, a declarat Josh Zacharias, director executiv Azomureș, la începerea operațiunilor. Cultura de rapiță semănată în toamnă este compromisă în zona de sud a țării. Cel puțin în județul Teleorman, mare parte dintre fermieri au hotărât să reînsemânțeze cu alte culturi, după ce condițiile pedoclimatice din toamnă-iarnă au cauzat o răsărire foarte slabă și o dezvoltare deloc satisfăcătoare. Potrivit lui Marian Popa, pierderile cauzate de întoarcerea culturii de rapiță se ridică la 1500 de lei pe hectar. Vedem detalii imediat în jurnal, într-un interviu marca Ovidiu Ghinea. Câte precipitații ați avut în ultima vreme? Telespectatorii, văzând curtea fermei, pot crede că a plouat suficient aici. Sunt câteva băltoace, ca să zic așa. Din toamnă, mai precis din luna noiembrie, în total în zonă circa 90 de litri de apă, mai puțin decât în restul țării, unde avem și inundații în perioada aceasta. 90 de litri nici nu au recuperat deficitul de anul trecut, când au plouat 300 de litri și, după cum se știe în zonă la noi, media multianuală e de 500 de litri. Deci abia avem 400 de litri per total cu anul trecut. Așa pare, pentru că e o perioadă rece acum și 2 litri care i-a dat azi noapte, pare să că zicem că e umiditate, dar bolovanii sunt uscați. Deci în arătură, eu am discutat săptămâna trecută sub o suprafață care am arătat-o mai târziu și bolovanos, și am discutat și bolovanii sunt uscați în perioada asta. Consumul e mai mic la plante. Chiar nu avem consum în perioada asta, nu mai avem probleme cu culturile, nu se pune problema. Asta e vorba de rezerva acumulată și normal trebuie să ajungă solul la capacitate de câmp și să acumuleze apă pentru anul viitor. Așa, ca problemă delicată în zonă, deci nu numai la mine, rapița a răsărit în sfârșit de noiembrie, cred, când au venit primele ploi, a avut o dezvoltare mică în cotiledoane și gerul care a venit acum, cred că 3 săptămâni,
Și cuvântul acela, și cuvântul a distrus cultura și va trebui să o răsămânțăm cu altă cultură. Cu altă cultură fiecare. Eu o să reînsămânțesc cu floarea soarelui. Sunt pierderi care se acumulează, se adună. Păi, să ne imaginăm așa, la 330 de hectare pe care am eu, sămânța, îngrășământul, dar să zicem că se mai recuperează, că nu s-a consumat fosforul, lucrări, undeva, zic eu, un 1500 de lei pe hectar, pentru că terenul este pregătit, sunt pierduți. Iarna vine împreună cu nenumărate oportunități. Pentru a vă maximiza performanța de lucru a utilajelor, în această perioadă vă puteți procura piesele de schimb de origine la cele mai avantajoase prețuri. Titan Machinery România vine cu o ofertă unică pe piață în campania de iarnă la piese de origine. Aveți 30% reducere la filtre și fluide Axela și 25% reducere pentru piesele de schimb CNH, iar plata a fost stabilită a se efectua până la data de 1 iunie 2024. Mai mult decât atât, în campania de iarnă valabilă până pe 29 februarie 2024, piesele de origine Vaderstad beneficiază de un discount de 15%. Prinde cele mai bune oferte la piesele de origine cu plata până la vară. Pentru mai multe informații, accesați magazinul online de piese al Titan Machinery România la store.titanmachinery.ro. O informație de mare interes pentru crescătorii de vaci din zona Deltei Dunării. Fermierii care se ocupă de aceste bovine vor beneficia de fonduri guvernamentale și din surse europene. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a promis că persoanele implicate în această activitate vor primi plăți directe pe cap de animal pentru întreținere și exploatare. Până acum, fermierii locali nu au beneficiat de bani pe motiv că animalele lor nu sunt cuprinse în registrul de rasă. Măsura de susținere a fermierilor din zona Deltei Dunării vine în urma consultărilor dintre reprezentanții locali ai crescătorilor de vaci și cei ai MADR. Reprezentanții ANZ vor merge, o echipă de la ANZ București va merge în Delta Dunării, unde vor identifica baza de date a tuturor animalelor, că vorbim de vaca de carne din Delta Dunării, și pe asociațiile dumneavoastră, bineînțeles, vom găsi o modalitate prin care putem da ameliorare pe rasa metiș din Delta Dunării. Lucrul acesta sunt sigur că îl voi realiza, pentru că este o promisiune a mea, așa cum am promis dumneavoastră că veți primi subvenție pe hectarul de pajiște de stuf pentru hrana animalelor și a fost aprobată la Bruxelles. Bineînțeles că voi veni și cu realizarea unei asociații, chiar putem să o acredităm, pe care o aveți dumneavoastră, pentru rasa metiș, astfel încât să puteți intra la subvenționarea totală la nivelul țării noastre. Este foarte bine că avem un nucleu în țară de unde ne putem extrage tauri de carne. Cu acest nucleu putem să pornim ameliorarea raselor românești, care din punctul meu de vedere, din punct de vedere comercial, dacă omul are 10 vaci în curtea lui și tu îl pui să le vândă, să le ducă la abator, el din alea 10 vaci nu poate să-ți cumpere mai mult decât două cu origine. Asta înseamnă că producția de carne din România scade dintr-o dată cu 80%. Păi ori vrem să o creștem sau noi vrem să scadă. Scandalul de la Casa Unirea cu privire la comercializarea produselor alimentare provenite din import în detrimentul celor locale ridică semne de întrebare despre eficiența acestui proiect. Inclusiv ministrul Agriculturii, Florin Barbu, crede că această practică contravine scopului inițial al programului și subminează eforturile fermierilor români. În opinia lui, Casa Unirea trebuie să integreze fermierii în lanțul de desfacere și să joace un rol esențial în comerțul cu animale vii. În plus, consumatorii români sunt foarte interesați ca să achiziționeze legume, fructe și produse alimentare procesate în țara noastră. Rolul Casei Unirea este de a integra fermierii. Spunea un domn fermier care este aici, în zona de Bivol, care aproape marfă de 1 milion de euro brânză de bivoliță. Pe stoc. Asta l-am rugat miercuri dimineață să vină la Ministerul Agriculturii, pentru că rolul nostru, al Ministerului Agriculturii, cine n-a înțeles, conducerea Casei Unirea,
că integrarea trebuie a fermierilor și nu să facem intermedieri cu Casa Unirea. Lucrul acesta va ieși raportul Curții de Conturi și vă asigur că această societate Casa Unirea va fi una din cele mai performante din țară în perioada următoare. Pentru că pe proiectul de buget, inclusiv pe Casa Unirea, sunt acele centre de colectare legume și fructe. Vrem să facem niște zone tampon pentru zootehnie, vorbind de sectorul ovin, de a colecta tot ceea ce înseamnă animale berbecuți, pentru că și Casa Unirea trebuie să aibă contracte directe cu țările arabe, pentru că ne dorim ca marfa pe care fermierii noștri o produc să primească banii imediat pe loc, odată ce intră în aceste centre, iar Casa Unirea are rolul de a încheia contracte și de a încasa bani cu țările arabe. În județul Buzău, la Cioranca, a luat ființă cel mai modern centru de cercetare și inovare în nutriție agricolă din Europa Centrală și de Est, o investiție a companiei Agroest Muntenia. Centrul este coloana vertebrală a fabricii de formulare, fertilizanți și biostimulatori Agroest Muntenia și este condus de o echipă de experți dedicați. Acest centru face parte dintr-un program de inovație al companiei Agroest Muntenia, care include și platforma digitală Clever Farm, tehnologii și produse noi, program distins în Statele Unite ale Americii cu premiul de inovație pentru export. Pentru că începând cu anul acesta, 2024, Agroest Muntenia va exporta aceste tehnologii în mai multe țări europene. Bun găsit! Numele meu este Ioana Petanaru și ne aflăm la Centrul de Cercetare Agroest Muntenia, care deservește fabrica de formulare, fertilizant și biostimulatori Agroest Muntenia din localitatea Cioranca, județul Buzău. Activitatea Centrului de Cercetare Agroest Muntenia își propune să acopere trei mari sectoare de activitate, și anume asigurarea controlului calității produselor finite Agroest Muntenia, activitatea de cercetare prin care ne propunem să stabilim noi rețete pentru produsele Agroest Muntenia, dar și pentru potențial colaboratori externi, și servicii prin care ne propunem să venim în ajutorul fermierilor de analize complete pentru produse pentru protecția plantelor, precum fertilizanți, biostimulatori și chiar și pesticide, analize complete de sol, analize de plante și analize pentru apa pe care fermierii o folosesc în fertigare și în tratamentele foliare. Pentru noi la Agroest Muntenia, controlul calității și eticheta unui produs, ambele sunt foarte importante pentru că dumneavoastră, ca fermier, primiți aici recomandările de aplicare, depozitare, compatibilitate și mai departe. Și atunci, în acest centru, ne dorim ca fiecare cuvânt, fiecare recomandare pe care o vedeți pe eticheta unui produs să fie mai întâi testată în laborator, în așa fel încât dumneavoastră să primiți produse verificate. Ne aflăm în plin sezon al virozelor, iar una dintre armele de care avem nevoie pentru a le învinge se află la îndemâna noastră. Mierea și produsele apicole în general sunt indicate de medici pentru creșterea imunității organismului, mai ales în aceste perioade în care virozele își fac de cap, ca să spun așa. Colega mea din Argeș, Elena Picu, a stat de vorbă cu un apicultor care procesează mierea și alte materii prime din apicultură, pe care le transformă în adevărate medicamente naturiste. Adrian Ivașcu deține 3 vetre cu stupi, 2 în județul Argeș și una în Oltul vecin. Pentru că mierea în sine se vinde mai greu, apicultorul a trecut la procesare, iar pentru a-și crește desfacerea s-a axat mult pe produse destinate întăririi sistemului imunitar, recomandate în special în sezonul rece. Este o gamă largă de opțiuni. Avem cătina care este un produs deosebit pentru imunitate. Îl pot consuma copiii ca și băutură răcoritoare. Dacă o să observați dumneavoastră, avem un dozator în care noi facem cătină, doar pentru a prezenta o modalitate de consum mai ușoară. Deci cătina, care are foarte multă vitamina C, avem imunoenergizantul, propolisul plus, cătina cu miere și propolis, piticul voinic pentru cei mici, tinctura de propolis, care iară poate fi combinată în diferite sortimente de miere. Sunt bine cunoscute și proprietățile vindecătoare pe care le are mierea în sine, consumată ca atare. Însă trebuie să știm să recunoaștem dacă este naturală sau contrafăcută. Mierea care
mere bună, pură de albină, cristalizează. În magazin unde mergeți dumneavoastră, nu o să vedeți mere cristalizată, ceea ce înseamnă pentru mine o falsificare. Iar eu pot să fac chestia asta prin încercări, iau bidonul de ampin verd, sirop și pun și miere și combin până ajung la punctul de cristalizare. Și când am ajuns la punctul de cristalizare, mai iau din miere și zic, băi, mai pun sirop și ăsta este produsul care e în magazin. Deci după mine, unul în magazin este apă invert, sirop invertit, circa 70% sirop și 30% miere. Ați încercat? Ăsta e motivul de mierea de acolo, nu cristalizează. Acesta este încă un argument care pledează în favoarea consumului de miere, în special direct de la producători. Doar așa avem siguranța unui produs natural și sănătos. Și dincolo de aceasta îi ajutăm să supraviețuiască, mai ales că anul trecut nu a fost deloc unul motivant pentru apicultori. O comună din județul Buzău va avea singura bază de recuperare care va oferi hidroterapie pacienților cu limitări locomotorii, atât copii cât și adulți. Este vorba despre o bază de tratament construită în comuna Smeeni, în cadrul Spitalului de Boli Cronice, cea mai modernă unitate medicală din mediul rural. Construcția s-a făcut în timp record, iar din luna februarie 2024, bolnavii care au nevoie de recuperare medicală în regim acvatic vor putea beneficia de primele tratamente. Spitalul de Boli Cronice de la Smeeni, Buzău, a fost modernizat cu fonduri europene. Marilena Dobrescu, managerul unității medicale, a anunțat că totul a fost pus în funcțiune. Iar în prezent se așteaptă obținerea autorizației de funcționare pentru bazinul în care se vor desfășura ședințele de recuperare medicală. Document pe care îl vor avea până la finalul acestei luni. Ce noutate aduce această bază de tratament pe care nu o are nicio unitate medicală privată sau publică din județ și din județele apropiate, este acuaterapia, hidroterapia, și anume un bazin special proiectat pentru a trata pacienți care au limitări locomotorii și care au nevoie de recuperare în regim acvatic, cu înălțime variabilă de la 1 metru la 1,80 m și care va fi și este dotată și care va fi utilizată cu echipamente medicale de recuperare în apă speciale, bandă, bicicletă, trambulină de apă. Există elevatoare pentru a coborâ pacienții greu deplasabili în bazinul de apă. Dimensiunile piscinei sunt de 5 metri pe 15 metri. Există o zonă cu înălțime de 1 metru pentru pacienții cu afecțiuni locomotorii, cu limitări datorită accidentelor vasculare cerebrale, de exemplu, sau cu limitări date de afecțiuni congenitale, aici mă refer la copii, cu distrofii, cu atrofii și așa mai departe. Și există o zonă de tranziție pe înălțime variabilă, după care este o zonă cu adâncime de 1,80 m, astfel încât pacienții care sunt în etapa avansată de recuperare să poată inclusiv să înoarte. Odată parcursă și această etapă, Buzăul va avea prima bază de recuperare medicală modernă. Piscina cu aparatură de ultimă generație pentru proceduri medicale pe care până acum pacienții le puteau face doar în alte orașe mari ale țării. În plus, baza de tratament dispune și de altă aparatură medicală modernă, cum ar fi cea pentru drenajul limfatic. Există bazine individuale de recuperare, inclusiv pentru copii, și există orice fel de tip de servicii din astea complementare recuperării medicale, și anume ergoterapie, psihoterapie, salină, saună individuală, nu doar echipamentele medicale pe care le utilizăm deja și pacienții noștri le știu deja și care sunt exclusiv la noi, și anume echipamentul numit Deep Oscillation, TECAR, HiTop, Shockwave. Acestea sunt echipamente medicale care sunt utilizate în fizioterapie și alături de cele două canapele de elongații și trei tipuri de drenaj limfatic absolut inovative acum,
Eu zic că ne completăm în mod unic gama noastră de recuperare medicală. Toată construcția a fost realizată în mai puțin de 2 ani, atât cu fonduri europene în valoare de peste 2,5 milioane de euro, plus o cofinanțare în valoare de 1,7 milioane de lei, asigurată de Consiliul Local Smeeni. De recuperare medicală gratuită în noua bază vor putea beneficia atât pacienții spitalului, cât și alte persoane asigurate, conform unui contract încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte, valorile termice vor fi în creștere față de noaptea precedentă și se vor situa în majoritatea zonelor peste cele specifice datei. Astfel, minimele vor fi cuprinse între minus 5 și 4 grade. Înorările și precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte și în Maramureș, mixte în Transilvania și Crișana, local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și mai ales sub formă de ploaie în Banat. Mâine vremea va fi vântoasă în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, însă viteze mai mari la rafală, de 80-100 km pe oră. Se vor înregistra la munte, dar și local și în sud-vest, centru și nord-est, cu viteze în general de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 10 grade. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.